Astăzi jucăm Stumble Guy și vreau să vă prezint un bug foarte interesant ce a apărut zilele astea, nu mai știu când, dar este apărut de câteva zile, de vreo 3-4 zile, dacă ține bine minte. Și înainte de toate, nu uitați să vă abonați, să dați un like și lăsați acolo în comentarii ideile voastre de challenge-uri pe care le vreți să le fac pe Stumble Guy, deoarece nu știu ce challenge-uri să mai fac. După cum bine știți, am început o serie cu challenge-uri de la abonați și am făcut câteva episoade și am văzut că vă plac și mai lăsați acolo ideile voastre de challenge-uri. Și hai să vedem, prima oară hai să deschidem și noi free spin-urile astea, de le avem aici pe shop. Avem două free spin-uri și hai să vedem cine poate pica din ele. Ia, din primul lucky spin, ce ne pică? Mau, ce ar fi să ne pice legendar, ar fi superb. Ia, ne pică, ce ne pică? Mau, mai bine rămâne pe star, dacă să-mi dea un token. Ce fac eu cu un token? Nu știu ce pot să fac cu un token, mai mult mă amăgește, aș putea să spun. Așa, hai să vedem al doilea, bam, 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 și de data asta, gemuri, lămâi pe gemuri, te rog. Na, nu vreau, ba da, în sfârșit. Am 40 de gemuri, parcă, da, ok, și dacă vă întrebați care este bug-ul, s-ar putea să-l știți, dar hai să vedem dacă mai merge, că eu sunt curios dacă mai merge acum. Trebuie să punem și noi două hărți, prima oară punem așa, punem Hot Wheels, și a doua oară punem laser sau ceva de genul, adică pe laser te ajută cel mai mult harta asta, nu știu dacă pe altă hartă te poate ajuta mai mult decât pe laser, dar facem în felul acesta. Și va trebui să facem în felul următor. Cred că lăsăm așa 32 de persoane, îi dăm start, creăm party-ul, hai mă, creating party mai repede. Intrăm în match și trebuie să facem noi o schemă aici cu mașina la final, să n-avem voie, nu trebuie să cădem în apă oarecum și hai să vedem dacă ne iese din prima. Eu am făcut-o pe asta, am încercat-o pe live, dar pe live nu mi-a ieșit, dar nu cred că am făcut eu pe live bine, dar așa am mai făcut-o eu și mi-a ieșit de câteva ori, adică când am încercat-o, mi-a ieșit. Numai pe live nu mi-a ieșit, am încercat o dată pe live și am crezut că nu mai e, dar hai să vedem dacă mai e sau nu. Că dovedim în episodul ăsta dacă mai este sau nu acel bug. Trecem așa ușor, frumos, bam, bam, bam. Și trebuie să ajungem noi în față de tot, la finish, după crocodilul ăsta, după cum puteți vedea în partea aia. Și am văzut eu ceva că dacă te duci așa, nu știu, uitați-vă la mine puțin, dacă vă duceți așa, ca să nu cădeți în apă, vă duceți așa și până să termină runda, dacă nu cădeți în apă, va trebui să vă meargă bug-ul și ce înseamnă asta? Va trebui să fiți imuni la acel laser din următoarea hartă, dar faza e că trebuie să pice laser, așa mai mult la custom te ajută asta, dacă vrei să strolezi prietenii sau așa, ceva de genul. Dar hai să vedem, cred că totuși ar trebui să mai stau așa, să mai vină lumea, că mie că o să cad eu. Și în 16 persoane eu zic că o să ajungă, dar ia să vedem ce putem face. Uite că vin ăștia, dar nu pot să mă uit în spate, asta e toată problema, eu nu pot să mă uit în spate. Hai să mă duc, uite așa, tot așa, tot așa, tot așa, hai vă rog eu, nu veniți. Nu. Sau? Nu, n-am căzut, nu cred că am căzut. Ia, chiar sunt curios. 12 din 16, hai mă, uitați-vă la boții ăștia cum stau ei aici. Băi, fac, bă, ăștia să duc în spate? Doamne, boții ăștia, n-ai ce să le faci, mă. Și hai să vedem acum dacă merge sau nu. Ia. Momentul adevărului și n-a mers. Bă, nu s-a pus sau? Ok, hai să mergem de data asta. Încercăm a doua oară și să vedem dacă putem ajunge. Am stat mai puțin în spate ca să ajungă ăștia înaintea mea. Să fie vreo mai mulți, așa, bine, dar sper să mă mai calific acum că văd că s-au dus cam mulți și mie că nu mai ajung, dar hai să vedem. Ia, mă calific. Încă sunt ajuns, deci mai stau puțin, așa, cât de cât. Na, mă duc în ăsta, dar nu. Bă, nu știu dacă se pune, dar cred că s-a scos. Că eu n-am căzut în apă, gen, s-a dus, dar n-am căzut. Adică, nu cred că se pune. Da, tot nu merge, ori nu l-am făcut eu bine, ori bug-ul este rezolvat, habar n-am, dar încercați și voi, spuneți-mi acolo în comentarii dacă vă merge, dacă vă mai merge, dacă l-ați făcut și așa. Și da, dacă mai vreți episoade de genul cu Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să lăsați în comentarii ideile voastre challenge-uri. Și da, cu voi, Rafael, pa, pa!